Toamna aduce nu doar culori vibrante în natură, dar și o mulțime de surprize pentru cei mici. De la personaje magice, clowni veseli și aventuri captivante, până la lecții valorate despre prietenie și curaj, spectacolele oferite de Teatrul Planeta Clownela promit să aducă zâmbete și bucurie pe fețele celor mici. O salutăm în studioul nostru pe Elena Grădinaru, actriță și director artistic al Teatrului Planeta Clownela. Bună dimineața! Ursuleții s-au trezit! Bună dimineața! Anatol s-a trezit! Bună dimineața! Și Andreea s-a trezit! Bună dimineața! Clownela a venit! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Elena! Cât de des se întâmplă ca în zi de luni, zi de odihnă pentru toți actorii, inclusiv și pentru voi, totuși să munciți, să fiți în formă? Luni, într-adevăr, ne străduim să fie zi de odihnă, dar când avem invitații așa speciale, atunci venim cu mare drag. Da, noi ne bucurăm foarte mult că avem această discuție, pentru că ultima noastră discuție a fost, cred că, în vară sau primăvară. Iunie, cred că era, noi ne pregăteam de Motanul încălțat. Exact. Cum a fost premiera? Cum Fantastic. A fost primit spectacolul? Fantastic. Deci, la noi tot spectacolul, decorul pe scenă e format din țevi și noi îl transformăm. Țevile acum sunt copaci, după care facem casă, după care trăsură, ce mai avem noi acolo, castelul, căpcăunul, deci toate astea le facem din țevi, un fel de decor transformer. Da. Și copiii, dar mai ales părinții, se uită foarte atent la ce se întâmplă, cum se schimbă totul. Se întâmplă ca părinților să le fie mai interesat decât copiilor? Am început să observăm că da. Știi, copiii așteaptă momentele astea noastre interactive în care noi cântăm, dansăm, da, dar părinții atrag atenția la fiecare virguliță și noi ne străduim să adăugăm și niște glumițe ca să-i ținem și pe părinți acolo prezenți. Da, noi am văzut că la final de vară, prin august, cred că, fata Babi și fata Moșneagul. Da, da, da. Cum da. A fost acel spectacol și pe ce ați pus accent? Ce ați făcut diferit față de ceea ce ați scris Ion Creangă? Eu, Clownela, în spectacolul Fata Babi și Fata Moșneagului sunt povestitorul. Și la sfârșit întreb publicul, nu v-ați supărat că am scos balaurii la sfârșit de poveste, pentru că fata Babi nu mai aduce balauri acasă și ei spun nu, zic, pur și simplu noi, pentru noi era prea complicat să arătăm balauri și am zis, hai să facem un pic mai bună poveste. Bun, asta e glumă, dar noi de acolo am pornit. Da, s-a dus și fata Babei, o cheamă Paraschița. Fata Moșneagului este Ilinca, iar Paraschița la fel se duce la Sfânta Duminică, doar că aduce acasă un pietroi, dar Moșneagul împreună cu Ilinca, ei vin cu un pas către ei și le spun că iată, noi avem suficiente bogății într-un fel și putem trăi bine mersi împreună. Plus, eu, Clownela, mă transform în Sfânta Duminică pe parcursul poveștii. Din povestitoare. Exact, da, 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 eu sunt Sfânta Duminică și am un moment în care mă întâlnesc cu baba și avem o discuție în care ea... Ca între femei. Și ea își dă seama că tot ceea ce a făcut și cum a procedat, de fapt, a fost nu spre binele fetei, dar din potrivă. Deci o discuție poate schimba lucrurile. Da, da, da. Eu mi-amintesc în 2022, când noi am avut premiera, o fetiță, Ionela, avea pe atunci, cred că 4 ani. Deci nu mai mult, nu mai puțin, pe aici. Și mama ne-a expediat la o zi distanță, cum Ionela joacă acasă spectacolul, dar Ionela și acum, ea când vine, ea nu dansează, ea urmărește fiecare mișcare ce se întâmplă pe scenă și ea, cu intonație, deci o singură dată a văzut spectacolul, ne-a expediat, iată, anume secvența asta în care Sfânta Duminică vorbește cu fata Babi și cu baba. Și baba zice, acum înțeleg ce greșeală mare am făcut educând-o astfel. Deci spune textul de parcă a făcut notiță, știi, dictare și l-a învățat pe de rost. Și pentru noi asta e un semn foarte bun că ceea ce facem, facem bine. Așa este, da. Dar ce alte valori i-ați reușit să promovați prin spectacolele voastre? Ce lipsește acum copiilor? Inventați ceva sau totuși reveniți la lucrurile esențiale care dispar pe parcurs? Din punctul meu de vedere, copiilor le lipsește joaca. Joaca fără telefon. Fără telefon, cu joaca, părinții, cu exact, copiii. Timp de conectare între părinte și copil, copil și copil. Acum nu se mai practică atât de mult.
să iasă copilul în curte să se joace cu vecinii. Deci fiecare în găoacea lui și avem grijă doar de noi și nu se creează, iată, comunitatea asta, știi? Deci pentru mine copilăria era să ies afară, elastic cu care îl jucam, șotron, tot ceea ce făceam afară. Da, baba, oarba. Da, recent chiar făcusem o plimbare la Valea Morilor și o mică comunitate de maturi au organizat acel joc de baba, oarba. Și multă lume, inclusiv și copiii, treceau și se uitau ca la ceva poftin despre ce e asta. Da. Așa. Eu cred că asta le lipsește. Și elementar, timp în care ei să petreacă cu părinții, să citească împreună, să se joace împreună. Tu reușești fetițelor tale să ne străduim, le acorzi atenție suficientă prin ciuda faptului că ești foarte ocupată și foarte încărcată cu repertorul spectacolului? Ne străduim. Eu spun un life hack care îl am. Deci eu când intru acasă, deconectez internetul și telefonul este doar pentru apel. În cazul în care cineva are nevoie de mine, mă sună. Deci când mama e acasă, internet nu există? Sau cum? Eu îl deconectez. Cel puțin, iată, când ajungem seara acasă și avem 2 ore ca să ajungem repede să ne culcăm și să reușim să facem toate câte le avem, atunci eu deconectez internetul pentru că fiecare băzăit pe mine mă deranjează și mă sustrage. Bine, pe tine da, dar pe fetițe nu. Ele abia așteaptă să navigheze un pic pe internet, să mai vadă nu, ce se întâmplă. Nu, la noi nu au acces. Nu? Nu au acces, dar nu îți fac scandaluri, mofturi? Noi le-am explicat așa cum este. Deci nu aveți acces la rețelele de socializare la telefon pentru că asta nu este pentru voi la moment. Asta nu înseamnă că nu o să aveți de tot niciodată, doar că vârsta la care sunteți voi acum nu este potrivită. Și le înțeleg? Da. Ce copii, ce copii frumoși, să trăiască. Dar să fie cu asta am început, știi? Cu asta am început. Deci ele nu a fost așa că aveau acces și acum am zis că gata, brusc. Ele sunt clasa 3 și clasa 4 și ele sunt fără telefoane mobile, deci ținem legătura prin ceas și asta e dilemă. Bate pe desubt, bate, oricum, tot e bine. Tot e ok. E deci ok. În spectacolele tale, la fel, încerci cumva să le aduci la cunoștință și părinților și copiilor aceste noi tendințe, care sunt dăunătoare, nu sunt prea bune dacă stai prea mult pe tabletă. Abordăm foarte des subiectul tema asta, da. Uite, spectacolul care îl jucăm săptămâna asta este Peripețiile iepurașului Cristin. E un spectacol care noi l-am făcut pentru sărbătorile pascale, dar pentru că e atât de frumos spectacol, am zis să-l adaptăm, să-l putem juca și pe parcursul anului. Să ne așteptăm un an de zile până îl jucăm. Bine, cu Moș Crăciun nu prea funcționează asta, să-l aducem și în iulie, dar schimbați vestimentația și dar cu iepurașul ne-a reușit. Și despre ce este vorba? Deci în ajunul echinocțiului sau al solstițiului, iepurașii trebuie să meargă să ducă bolurile pline cu virtuți la 3 stejari fermecați, acolo unde, de fapt, geia, zâna pământului, primește bolurile și ea cumva se alimentează din aceste boluri prin care noi le suplinim ca să ofere tot nou înapoi, prin natură, tot ceea ce avem. Și iepurașul de la început e un pic, nu crede în asta, e neîndemânatic și este păcălit de cei cu care el se întâlnește în drum spre geia. Ce personaj cunoscut. Exact. Și ajungând acolo, rămâne cu un singur bol și Geia explică. Deci, înainte toți aduceau daruri. Dar de ce noi spunem iepurașul de Paște? Bun, acum doar iepurașul. Pentru că doar ei au rămas ultima perioadă să aducă bolul și totul se ținea doar pe bunătatea iepurașilor. Dar acum el era ultimul iepuraș care aducea darurile. Și pentru că el nu a adus daruri, urmează să se întâmple lucruri foarte urâte. Și el se întoarce înapoi, se reîntâlnește cu fiecare și îi convinge că ceea ce fac și cum fac. Și acolo, apropo, avem Veverița, care ea e pe parenting și are grijă neapărat pe bio, eco, fără gluten, chestii și educația parenting ecologică modern. După care avem Lupul, care e pe timing și la el e fiecare, fiecare secundă este calculată și Vulpea, care e șmecheră și vrea să emigreze doar ca să păcălească, asta trebuie doar să vedeți. Și ei conștientizează și fiecare spun că, de exemplu, pe Verița spune
Veverița spune că da, e ok să citești, dar și să fii informat, dar este foarte important să nu pierzi legătura cu cei din jurul tău. Da. Lupul zice că da, e foarte important să avem grijă de timp, dar trebuie să-mi găsesc timp pentru mine, dar și pentru prieteni și pentru ceea ce este în jur, nu doar pentru beneficii financiare sau scopuri anumite. Și ei, bolurile astea, când dau promisiunile, se aprind. Și, deci, momentul ăsta în sală e super liniște și fiecare stă și așteaptă dacă se aprinde bolul. Și la noi se termină spectacolul cu fiecare spune că eu sunt lumină, pace și iubire. Wow, ce frumos, ce frumos, Elena. Dar prima reacție a spectacolului care a fost? Părinții au fost mulțumiți de uite astfel părinții de vin, teme? Da. Părinții pe scenă, copiii vin la personaje, dar părinții vin să ne spună mulțumesc pentru ceea ce facem prin spectacolul nostru și prin personaje. Da, și acasă copilașii vor cere și ei boluri sau cel puțin verbal să promită ceva, să fie mai bun, să fie mai înțelegător și să-și găsească timp pentru alte îndeletniciri decât cele care sunt pe tabletă. Au auzit odată la noi, odată la televizor, odată în altă parte și apoi picătură se aprinde... cu picătură. Exact. Diferă cumva spectacolele voastre de la sezon la sezon? Fie toamnă, vară, primăvară? Noi jucăm aceleași spectacole, practic, dacă vorbim de spectacolele clasice, gen Purcelu și, iată, Rapunzel am jucat acum săptămâna asta. Fata Babi, astea se joacă anul împrejur. Dar noi, cu trupa Planeta Clownela, avem spectacole de anotimp. De exemplu, în octombrie îi invităm pe toți toamna pe Planeta Clownela. Vom strânge frunze împreună, vom spune ce obiceiuri, ce putem face toamna, cântăm, dansăm și învățăm lucruri utile despre toamnă. După care vine iarna, avem spectacol și tot așa. Deci pentru fiecare anotimp avem câte un spectacol în care ne străduim să fie ceva specific anotimpului. Da, este greu acum cu generația tânără de copii, adică cu generația de copii, sau nu sunt generațiile diferite? Eu cred că când spui copil, încă se mai păstrează momentul de copil, așa cum noi credem că s-a schimbat. Când se zice dar, copiii nu se schimbă, copiii rămân așa cum au fost ei. Dar se schimbă părinții. Și părinții sunt cei care încearcă copiii să îi schimbe și să-i crească mai repede. Dar ce ai observat? Pentru că e mai ușor să-i crești mai repede decât... Da, și m-am liniștit. E foarte greu să-i ții pe ei copii. Asta e o muncă. E o muncă foarte, foarte grea. Ce ai observat, uite, că părinții, prin interacțiunea ta cu părinții copiilor care vin la spectacolele tale, ce ai observat că fac greșit sau cumva le lipsește lor? Noi cred că e foarte greu într-o oră cât avem contact cu ei, hai să zicem două cu tot, cu fotografii și timpul ăsta, dar eu cred că asta e foarte individual și fiecare simte, doar că trebuie... Noi suntem foarte grăbiți. Deci noi acum ne străduim să facem prea mult sau vrem să facem prea multe lucruri și la fiecare pas, deci practic totul ce începem, hai că repede trebuie să ajung acolo, repede mâncăm când ne ducem încolo, repede ne trezim, repede ne îmbrăcăm, repede ne culcăm. Și noi singuri ne accelerăm. Dar tu cum reușești să te mai potolești? Pentru că ești în domeniul ăsta care presupune o interacțiune cu copiii. Acasă ai copii care așteaptă și ei interacțiunea lor cu mama. Că altcineva ar spune, măi, sunt obosit la locul de muncă, nu mai am timp să vă acord, de aceea hai, o lăsăm pe altă dată. Totuși... Noi avem jocurile de societate, de exemplu, acasă, nu știu, vreo 30 de feluri, nu știu câte feluri de jocuri avem. Și asta pe noi ne conectează foarte mult. Noi încercăm să citim împreună. Avem înainte de culcare timp în care ne străduim să citim, ridicăm picioarele pe perete ca să scoatem oboseala și citim. Fetele mai, de exemplu, brodează, pictează, chestii care încerc să le fac și eu. De exemplu, am început să brodez pentru că sau pictez pentru că eu am înțeles că atunci mi se opresc toate gândurile pentru că eu sunt atentă doar să-mi calculez câte cruciuliți trebuie să fac aici. Și asta mă ajută să mă deconectez și apoi să mă reconectez la ceea ce am de făcut. Wow, deci se poate. Se poate așa cum... Noi singuri ne organizăm. Lupul din spectacol, vă organizați timpul și acordați timp și copiilor și celor din jurul vostru. E important să spun că noi avem spectacol în fiecare weekend. Așa. Deci, pentru că noi n-am avut...
data trecută v-am spus, n-am avut vacanță, deci noi avem în fiecare weekend spectacol și sâmbătă și duminică în care îi așteptăm cu mare drag pe... Dimineața? La 11? La 11, da. Spectacolele sunt în prima parte a zilei, dar weekendul următor jucăm Micul Prinț și duminica îl avem chiar la ora 3, dacă Micul mi-aduc Prinț, o lucrare îndrăgită și foarte de matru. Frumoasă. Și de ce și noi cântăm la clopoței diatonici la, în spectacolul ăsta. Superb. E foarte Elena, noi îți mulțumim mult pentru prezența ta, scuze ne că ți-am furat un pic din timpul odihnii tale, dar este foarte... La repetiții, ok? Deci la repetiții? Deci... Da, noi ne pregătim pentru premiera din iarnă, dar mai vin altă dată să vă povestesc. Nu dăm toate detaliile, nu dăm toate surprizele pe față. Elefantul pe bucățele. Mai târziu. Multă baftă trupei tale, mulțumim. Răbdare și publicul spectator, și cel mic și cel mare, să primească o satisfacție enormă de la spectacolele voastre. Numai așa bine. Să fie. Numai bine.